Ai mai la follow pe Instagram? Nu. De ce? Nu. Tu mă follow pe Instagram? Da. Ce tare. Încerca să vă agațe. Big Blonde Eva plus Carla. Sunteți amazing. Cap coadă sus jos. Heart TJ Miles. Hey guys, fii atent. Mai puțin și ajung la Unirii. O să vorbim cu oameni pe stradă, o să întrebăm niște întrebări generale. Vreau să știu strict opinia lor. Haide să aflăm. Oare care sunt întrebările? Let's go, let's find out. Am o întrebare pentru tine. O să întreb o întrebare, câteva întrebări, două întrebări. Ce sunt răspunsuri generale, adică nu sunt ceva matematice sau ceva greu, știi? Întrebarea numărul 1 este dacă ai putea să ai o superputere, care ar fi și de ce? Să poți să controlezi timpul. Ok, nice. Că mă duc la a doua întrebare. Dacă ai putea să mergi să călătorești în timp, dacă tot vrei să călătorești timpul, te duce și undeva, presupun. Nu te duce? Prefer să rămân în momentul prezent. Nice. Nu mai duce nicăieri. Nice. Doar superputerea să fie, poți controla timpul. Sau mai mult timp la discuție. Ok, acum o fac o întrebare funny. Care este cel mai tare pick-up line care ai folosit și s-a mers? I'm not a photographer, but I can definitely picture us together. Oh my god! Oh, ce tare! Nu știu ce te vorbesc la asta, dar e tare. Vreau să dau și 100 de lei în cauza că m-ai ajutat la această conversație. Ok. Și îți mulțumesc foarte mult. Serios? Da. Thank you, bro. Mersi. Îți mulțumesc. Pa, pa. Sunt curios cu o chestie. Facem poză. Da, sunt curios dacă mă follow pe Instagram. Da. Chiar mă follow? Ce tare, ia să vedem. Sunt și curios ca oamenii care fac poze cu mine dacă mă follow, știi? Și pe Instagram. Mă follow, ce tare. O să dau și 50 de lei, în cauza că you're a real one, știi ce spun? Hai să facem poză. Yes, sir, te salut. Stai puțin. Mai puțin. Mersi mult. Thank you, bro. Salut. Pa, pa. Sigur, sigur. Mulțumesc. Amazing, fii atent cum o să facem. Sunt curios dacă mă follow pe Instagram. Nu. De ce nu mă follow? Nu prea urez pe nimeni. Ah, ok, nice. Eram curios din cauza că oamenii care vor să facă poze cu mine, eram curios dacă mă dau și follow sau de când vor poze. De pe YouTube, ah, ce tare. Eu te apreciez și îți mulțumesc foarte mult. Ciao. Hei, bună ziua. Am rugămintea, te-am ajutat cu două răspunsuri la două întrebări. Sunteți de acord? Da. Ok, iată. Dacă puteți să mergeți oriunde în lume, să aveți o mașină de călătorie în timp, ați folosi eu și unde v-ați duceți? Da, putea să merg. Toată lumea avea să meargă pe lună, nu? Ok. Să merg pe lună. Te duce pe lună. Da. Ok, acum a doua întrebare. Dacă ai putea să ai o superputere, ce ai alege să faci? Ce ai vrea să fii? Superputere? Aș vrea ca omenirea să fie mai dreaptă. Wow. Deci ai fixa oamenii? Societatea e foarte strâmbă în ansamblu ei. Să fie puțin mai dreaptă, mai omenoasă. That's amazing. Da. Și ultima întrebare, asta e mai pe fan așa, care ajută și pe mine, un băiat așa mai tânăr normal, da. Care era pick-up line-ul care mergea dumneavoastră? Pick-up line înseamnă când agățam fetele, care era chestia cum puteai să o inviți la un suc sau la... Cum? Păi, cum făceați? În vremea comuniștilor nu prea aveai unde să inviți decât la un suc, pentru okay. Nu era accesibil pentru toată lumea. Nice. Să mergi la restaurant scump. Și acum se poate la restaurant scump. Inviți o fată undeva în funcție de felul cum e băiatul. Dacă băiatul e mai spălat, da? Alege o fată mai spălată, mai cu minte. Uh-huh. Dacă e mai puțin elevat, el băiatul, alege și el. Dar important este până la urmă, dacă este dragoste se poate, dacă nu este dragoste... Corect. Dacă există chimie, se va vedea. Da. Deci o te invită la un suc. Dacă nu e chimie, un picior în fund. Și să știți că am și o miză, care, din cauza că m-ați ajutat, vreau să dau 100 de lei. Nu, mă, nu. Te rog, e plăcerea mea. Nu, mă, băiete, stai liniște. Dar vreau să fac asta, vreau să dau 100 de lei, că m-ați ajutat și asta este... Hai, mă, păi de ce să-mi dai mie 100 de lei? Din cauza că așa e o faptă frumoasă. Poți să facem chestia asta? Vă rog, spune la băieții tăi, băi, fii atent, azi m-am dus, m-a oprit un băiat la Unirii și îl cheamă TJ Miles, să țineți minte, TJ Miles. Și sunt așa de curios ce o să spună, o să mă țineți minte. Vă rog să vorbiți cu ei. Eu îți mulțumesc foarte mult și apreciez cum gândiți. Sunteți un om foarte bun. Îți mulțumesc mult. Pa, pa. Facem, hai. Bag o big blonde selfie. Mulțumesc mult. Am o întrebare. Dacă tot aici facem poză. Tu mă follow pe Instagram? Da. Ce tare. You're amazing, bro. Stai puțin, că dacă tot facem poză și mă și follow, you're a real one, știi? Cap coadă. Mulțumesc. Îți mulțumesc mult. Salut. Să ai o zi frumoasă. Pa, pa. Ce faci? Ok. Te salut. Thank you. Te salut, bro. Thank you. Hello. Te salut. Pa, pa. Și dacă ați putea să aveți o mașină de călătorat în timp, unde v-ați duce și de ce? De călătorit în timp m-aș duce cu 30 de ani în urmă. De ce? Pentru că aș fi mai tânără. Ultima întrebare, for fun. Când dumneavoastră erați mai tânără, care era pick-up line-ul? Un pick-up line este când un bărbat abordează o femeie și spune: hei, hai să mergem la un suc sau ceva. Care era cel mai folosit pick-up line? Sau care ar fi un pick-up line care dumneavoastră l-ați folosit? Nu țin minte, chiar asta nu mai țin minte. Ah, ok.
pare rău. Eu vreau să vă dau un premiu în cauza că m-ați ajutat cu răspunsurile la întrebări de la mine. Eu zic, te rog, cum să nu luați banii? Nu, asta a fost și miza. Dă-i la cineva mai sărac. Dar nu e vorba de sărac sau bogat, e vorba că eu am vrut să fac un, o chestie și m-ați ajutat cu timpul și timpul nu e gratis și asta este de la e mine. E frumos, dar ok, bine, vă mulțumesc. Salut! Sigur. Dacă tot te am aici, să facem o chestie, vrei? Avem două întrebări, o să întreb două întrebări generale, nu sunt matematice sau ceva de știință. Haideți să vedem dacă cum te descurci. Dacă puteai să ai o super putere, care ar fi și de ce? Putere. O super putere. Să fac lumea să fie mai veselă, mai... Ce nice. Toată lumea e pozitivă azi. Da. A fost multe răspunsuri de genul ăsta. Toată lumea e tristă, toată lumea, uite, am venit metrou și toată lumea capul pământ. Da. Da. Așa face lumea mai veselă, mai pozitivă. Dacă puteai să ai o mașină de călătorit în timp, ai folosi-o și unde te duce? Și de ce? Mai aș de experiență, de să văd cum e, dar aș folosi-o, da. Unde te duce? În altă lume? Adică te duce pe Mars? Da. Ok, și eu mă duce pe Mars. Acum, întrebare funny. Văd că ești foarte vesel și foarte pozitiv, pozitiv, good vibes, simt energia. Presupun că și cu fetele ești pozitiv și vreau să știu ce folosești ca pick-up line. Asta e un question, funny question. Ce, care poți să-mi dai un sfat mie? Hei, zi-mi spune asta că merge mie, soția, bine. Soția, copilul... Da, înainte de soție și copil. Cum abordezi o româncă în România? Ce-i spun? O scola un suc? Depinde de moment, depinde cum... True. Depinde cum... Așa e, depinde de situație. Situație, depinde de vibe, cum ești în ziua, totul atunci pe moment. Acum ceva să spun anume nu vine în cap. Deci este freestyle. Da. E ce simți acolo. Moment, da, nice. Moment, da. Eu v-aș da un premiu, că m-ai ajutat. Ai avut și poză cu mine. Dar ultima întrebare, care e cea mai grea. Mai ai la follow pe Instagram? Nu. De ce? Nu, am fost la Survivor. Da. Și am zis, dar nu. N-am intrat, nu. Da? Ok. Acolo chiar am fost, v-am susținut și chiar... Eu tot îți dau 100 de lei. Te rog, ia banii, în cauza că m-ai ajutat cu răspunsurile la întrebări. Te apreciez și îmi place vibe-ul tău. Și îți dau 100 de lei. Da, beau un suc. Bea 10 sucuri. Da. Mănâncă 5 seama la KFC și beau un suc. Bravo, îți mulțumesc. Da. Și dai și follow într-o zi. Da, da. Thank you. Pa, pa. Bye. Spor în tot ce faci și ești sport. Thank you, bro. Îți mulțumesc. Bye. Bună ziua, doamnă. Aveți un minut? Da. Eu vă dau bani, dar vreau să mă ajutați și pe mine cu ceva. Cu ce? Cu o portocală? Nu, cu două răspunsuri la două întrebări. Ce ziceți? Vă băgați? Sunt întrebări generale, fără matematică, fără chestii ciudate. Sunt două întrebări generale. Și este mai mult opinia dumneavoastră și sunt foarte curios cum gândiți. Ce ziceți? Vă băgați? Nu vă băgați? Am un premiu de 100 de lei. Poți să ai și 200. De lei? Da. Păi... 100, e mai mult. Să fii sănătos. Ok, îți mulțumesc mult. Să ai o zi frumoasă. Hello, salut. Poți să întreb două întrebări generale? Am și o surpriză la final. Mă duc acasă să pun roata pe bicicletă. Ah, ok. Bine, pa. Puteți să mă ajutați cu două răspunsuri la două întrebări generale? Nu nimic greu, e fun. Pure fun. Ce ziceți? Am și un minut. Îți promit că durează un minut. Ok, fii atent. Dacă poți să ai o super putere, care ar fi? Și de ce? Să citesc mințile celorlalți. Nice. Și dacă aveai mașină de călătorit în timp, unde te duce? Și de ce? Ok. Ce aș putea face ca să-l fac mai bun sau nice. să nu fac anumite greșeli, deși e imposibil. True. Literatura ne demonstrează că nu se poate. Dar cât de mult timp te duce în viitor? Câți ani? Câți ani? Poate 20 de ani, să văd eu peste 20 de ani cum aș ok. Nice. Acum o să fie o întrebare funny. Care a fost cea mai ciudată, cea mai weird pick-up line care un băiat te-a încercat să spună vreodată? Un tip de altă naționalitate. Da. Care mi-a spus ceva de genul că păcat că ești singur, păcat că ești luată, dar lasă că nimic nu durează veșnicie. Wow, ce negativ! Anyways, eu îți mulțumesc foarte mult și îți mulțumesc că m-ai stat cu mine să-mi spun întrebări. Am și o miză care vreau să-ți fac. Vreau să te rog să accept. Bam! Uite așa, vezi, timpul costă bani. Da, și îți mulțumesc foarte mult. Da. Apreciez, ai un vibe foarte frumos. Să încerc și eu să fac pe social media, am un canal de TikTok. Și... Păi spune-le cum te cheamă, cine ești, spune-le de la toată lumea. Beatrice Racovițanu și în prezent am un canal de TikTok. Follow her on TikTok. Se numește Linguistics Made Funny, unde vorbim despre literatură și lingvistică. Nice! Dar într-un mod foarte amuzant. Încerc să aduc ceea ce e în mediul intelectual și masiv, nice. Oamenilor normali. Deși important este să ne ajutăm unul pe altul, să fim deschiși. Pentru că informația asta e frumusețea informației, poate fi dăruită mai departe. Exact. Și păcat să ții pentru tine. Exact. Este ființă socială. Ce pui în univers, karma, bună, se întoarce întotdeauna. Absolut. Apreciez. Are nevoie de oameni ca noi, mai mult. Absolut. Haideți să lead by example și să schimbăm lumea. Exact, puterea exemplu, e cea mai mare putere. Din cauza că nu o să avem nicio mașină de călătorit în timp, din păcate. Sau poate să avem, dar hei. Din păcate, literatura ne arată. Exact. Să ai o zi frumoasă. O zi frumoasă. Bye, pa. Ah, facem un video? Hai, bagă. Cum cheamă Mario? Hai. Te salut, Mario, big brother, big TJ Miles. Chase your dreams, man. Yes, sir. Te salut. Mulțumesc. Hello. Faceți o poză și cu copilașii mei?
Normal, dar așa sunt foarte mari copilași. Copilași înalți. Salut. Haide, facem. Nu facem toți împreună? Sunteți toți împreună? Da. Hai să facem băieți cu băieți și după aia facem și grup forul, dacă vreți. Cum vreți, fii atent. Ne jucăm un joc. Dar este niște întrebări simple. Like, okay. Vreau și opinia ta. Okay. Dacă ai putea să ai un superpower, o putere super, așa, știi? Da. Care ar fi și de ce? Să poți să citești gândurile oamenilor ca să știu ce gândesc despre mine și ca să știu ce pot să le dau sau ce pot să le împlinesc. Nice. A doua întrebare. Dacă ai putea să călătorești în timp, să ai o mașină de călătorit, unde te duce? Și de ce? Unde m-aș duce? Da. Roma. Dar când? Adică dacă ai putea să travel, adică să călătorești înapoi. Da, da. De când eram mică, de când aveam câteva luni ca să-mi retrăiesc viața, ca să-mi repar greșelile. Ce nice! Da. Ești like a perfectionist, a perfectionistă. Da, îmi place. Cât ce ai? Sunt curios. 14. Nice, mulți înainte. O să dau și eu o chestie. Așa. Să-ți cumperi ce vrei tu. Adică de bani ăștia, bineînțeles. Mulțumesc. Îți mulțumesc mult. Thank you, thank you. Pa, pa. Bye. There you have it, baby. Asta a fost interacțiunea pe stradă la Unirii cu oamenii, întrebări generale, opinia lor, strict opinia lor. Care v-a plăcut cel mai mult? Scrieți în comentarii și ce vreți să întrebăm în viitor.